Prima etapă a fost aprovizionarea cu materiale, făcută manual, acea care a fost cărămida și grinzile din beton. Lemnul, scândurile puse pentru cofraje. În partea a doua, voi prezenta la scherilor. A fost de noi cu ajutorul oamenilor de pe acel tatier. A fost făcut de manual. Realizarea măsurii. Realizarea cofrajului și ajutarea măsurii. Aceste credere de totul urmat a fost efectuată cu ajutorul unui utilaj. Distanța între aceste grinzi, care dacă v-ați observat că avea o formă specifică, care urmărea forma cărămizii respective, deci distanța între grinzi era exact către cărămida respectivă, pentru a putea fi așezată bine. Realizarea cornișei din piatră de calcar a fost efectuată tot la locul de muncă. Tot de către noi. Piatra a fost găurită cu o mașină, iar după aceea s-a prins armăturile. Fixarea cărămizilor pregrinzi a fost efectuată de mie și de colegii mei. Această operație a fost efectuată prin așezarea cărămizilor, cum a fost și doamna profesoară, printre acele grinzi de beton. Turnarea motorului betonului care a fost efectuat la locul de muncă de către noi. S-a prezentat așezarea betonului efectiv pe acele cărămizi pentru vindere.